Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod. Update-ul 0.42 este acum pe Stumble Guys. Puteți intra pe telefoane, este deja băgat și pe Steam la fel. Și nu degeaba am eu acum skinul de Super Guy, pentru că s-a adăugat skinul Super Gal, skin legendar pe care noi o să-l picăm astăzi cu siguranță. Și pe lângă acest skin s-au mai adăugat încă două skinuri geniale, mai exact Mr. Invisible, care practic e skinul la basic, skinul standard, ăla pe care îl primești prima oară când intri pe Stumble Guys, doar că este invizibil, ceea ce îl face mult, mult mai șmecher, chiar îmi place. Și mai este Lucador, care zici că e un fel de El Primo. Sau mă mai uitam eu la niște desene cu Mucha Lucha când eram mic, poate nu le știți, dar erau super, super funny. Acum, ideea este că doar Super Gal putem lua din spin, la fel și voi, logic, toți putem asta. Și Lucador, Mr. Invisible se iau doar din noul Stumble Pass, care va fi în 20 de ore și 39 de minute. Cum este aici Dead Fred și Barbahenu Jack Lantern, la început o să fie Lucador și la final Mr. Invisible, parcă, dacă nu mă înșel. Și la noul Stumble Pass va fi în sfârșit inimioara, mâncaia și o gurița ei. Deci astăzi o să deschidem ca nebunii epic skin-uri până ne pică Super Girl sau Super Gal, dar eu o să zic Super Girl. Pe lângă asta, bineînțeles că o să vă citesc numele celor care ați lăsat comentarii de-a lungul timpului în ultimele episoade, așa că dacă vrei când deschid să-ți auzi numele, lasă un comentariu cu părerea ta, cu ce vrei tu pe acolo și ea. Și apropo, spuneți-mi dacă vă plac noile skin-uri și să vă mai zic așa pe scurt, încă nu mi-am recuperat niciun skin din cele 4 care îmi lipsesc, dar sunt în proces de a face asta. Să sperăm că se rezolvă. Doamne ajută că turbez dacă nu le recuperez. Ok, bun. Păi hai să începem opening-ul la blană, prieteni, după care dăm niște meciuri cu Supergirl. Să vedem dacă putem lua niște coroane astăzi. Deschidem 6 spinuri cu numele Nicolae și numele Princess. Am citit două nume, Nicolae și Princess. Aduceți-mi norocul. Mă, o what? O schimbat la Legendary, nu? Că e scris cu majuscule. Vedeți? Wait, what? Pot să jur că nu era așa înainte. Apropo, like-ul blană pentru extra noroc. Acum, prieteni, 3 secunde aveți acolo de barbașani. 3, 2, 1. Like-ul blană, măi! Ok, cred că am văzut-o pe Supergirl odată. Ia, bă, îmi pică mie Super Guy-ul, l-am deja. Îi vreau soțioara, mâncaia și o gurița ei. Hai! Dă-mi eu pe Supergirl. Se pare că Super Guy se tot arată pe acolo. Mă, da, o modificat ăștia, pot să jur. Bun, 8 spinuri cu numele Iulia Tamaziz. Nu pot să citesc, mi-e prea greu. Cornea Costi și Damian Calistru. Ok, hai să vedem. Norocul ăla blană să pice. Nu Super Guy, că l-am. Dă-mi eu pe soțioara lui, ca împreună să salveze Stumble Guys-ul. Ce tare, bă. E foarte tare chestia asta, că mai mereu se gândesc ei să adauge și băiat și fată, cum e de exemplu la Motan și Pisică, la ăsta, la Stumblestein și Mireasa lui Stumblestein, acum Supergirl. Ia vezi, Stumblestein. Deci acum Super Guy și Super Gal. Tare, tare ideea asta. E cam singurul joc, sau printre puținele, care se gândesc, bă frate, hai să adăugăm și băiat și fată. Ia vezi, vorbeam de Motănelu, Motănelu încălțat, hai bă cu Super Galu, opa, sau o specială, n-ar strica. Ok, din păcate doar epice, dar asta mă poate duce cu gândul că poate îmi pică legendara acum. Dăm 9 spinuri cu numele Eduardo, Ana Maria Budacu și Andrei. Toți Andrei îmi aduc noroc acum. Nu uitați de like-ul blană, barbașani, nu Super Guy. Îl am, bă. O vreau pe Super Gal. Nu mă las. Deci deschidem, iar ca în vremurile bune, 30 de minute până îmi pică Super Gal. Nu discut. Super Gal. Ok. Acum, tind să cred că trebuie să vină și o specială. Că nu mi-a mai picat de mult, mult timp o specială.
Și cam am nevoie de puncte înapoi. Bine, nu prea, am cam aproape 9000, dar... Na, cu timpul se duc și ele. Haide! Super Gal! Nu-mi da alte legendare! Nu pot să cred că din 9 spinuri mie îmi pică 2 legendare, dar îmi pică Super Gal. Come on! Faci mișto! Haide! No, mai da! Bă, încă nici măcar n-am fost pe aproape. Parcă doar am văzut-o așa întreacăt. Ia! Ia uite-o! Bă, cât de fain arată! Mamă, vreau! Hai, bă! Ok, hai, încă două nume. David Teodor și Clara Matei. Și hai să vedem Super Gal. Sau specială. Te rog. Haide! Vreau skin-ul ăla, bă! Că-i fain! Cred că e chiar un pic mai fain decât Super Gal, sincer. Dacă stau să mă gândesc... Cu mare așa părul ăla vâlvoi. Așa cu volum. Ia! Aproape. Tare, arată fain. Arată fain Super Gal. În momentul ăsta Super Gal e... Nu te dea bă la Super Gala mea. Nu te încolo că de mi-au venit și Ensemble Guys. Ia uite, scheletul. Așa mă face pe mine Super Gal. Dacă mai vorbesc prea frumos de a lui. Ok, mi-a picat... Mireasa lui Stumblestein. Ia-ți mireasa, ziua bună. Totuși, de ce scrie Legendary cu majuscule și nu scrie special cu majuscule? Adică... Bun, Iulia, Avakin și Leul. Uite, Leul este și membru. Mulțumesc, Leul. Dacă vă auziți numele, lăsați un comentariu cu minutul. Ok, haide. Și... Vă rog, aduceți-mi norocul. Nu, doctorul nebun! No, îl am! Oare și înainte scria legendării cu majuscule? Yo, uite-o, bă! Nu vrea, mă! Nu vrea să vină la noi! Hai, te rugăm frumos! Suntem de treabă! Hai în colecția noastră! Te rog! Ok. Vine țanul cu hanoracul lui verde. Firar el de țan baban. Hai! Ok. Nu vreau porci, te rog. O vreau pe Super Gal, s-o dus, am văzut-o. Ok. Dar parcă încet încet ni se arată, știi? Încet încet o mai vedem. Atât de mult îmi place, bă, că se adaugă update-uri atât de dese în ultimul timp. Sunt curios ce o să fie de Crăciun. Hai, mă, dai legendara asta pe bune. Sunt foarte curios ce o să fie de Crăciun, jur. Adrian Iordache și Andrei Oancea. Hai să vedem. Plus, am văzut că au mai scris cei de la Stumble Guys că cică luna asta o să fie multe alte skin-uri adăugate. Adică nu o să fie doar Mister Invisible, Super Gal și Lucador. Vor mai fi și altele. Sper să mai adauge și... Mama, am văzut-o, bă. Sper să mai adauge și hărți noi. Pentru că... Sau măcar să schimbe să nu mai fie bot bash-ul non-stop. Poate acum cu update-ul ăsta s-a schimbat. Să nu mai pice în finală non-stop bot bash. Bă, ne-am săturat. Dă-ne și altceva. Pune să fie egalitate de șansă la toate hărțile. Ok, hai. Zi să fie un pic mai multe șanse la bot bash, că e hartă nouă. Da, pe bune, mai ho. Ok, speciala. E, beleaua internațională. Nu ne dă mă speciala. Și... Ia-ți mireasă ziua bună! Ta-ta-ta-ta! Haide, vreau Super Gal. Sau specială. Și speciala. Hai că da! Uite-mă pe Super Gal, mă, că nu vrea să vină. Nu-i nimic, mai dăm 10 cu numele... Lucas Ino, Virgil Van Dijk, Gabriela Ciocotisan. Mamă, ce nume complicate aveți! Ciocotisan! Zici că e în altă limbă. Bine, poate chiar îi de altă naționalitate sau ceva. Ciocotisan! Dar îmi place. Îmi place cum sună. Ciocotisan! San! Nu, nu merge. Rechinul. Încă mi-amintesc cum mi-a picat mie 5 sau 6 rechini consecutivi și eu n-am văzut pe episod. Aia a fost destul de interesant. Știți episodul ăla?
Hai, mă, că știți dacă sunteți barbașani adevărați. Ciocotisan! Ia, ia! Da, da, cum să nu? Hai, mai te rog, vreau să vină Supergal! Yo, o trecut așa la limită. Supergal, te invoc acum! Haide, salvează-mi ziua! Nu, Supergai! Nu îl mai vreau pe Supergai! Supergal, salvează-mi ziua! No, nu merge. Nu vrea să fie invocată, bă. Dacă nu vrea, deci când te aștepți mai puțin, îți dă Supergal. Așa se întâmplă, credeți-mă. Ok, o singură legendară, așa că acum, cu codul secret, Barbashania. Credeți-mă, acum vine Supergal. Mai citim și niște nume. Alessia Jurcă, Diana Savu și Cristi 86 îmi aduc Supergal. Haide, am încredere în voi, dragi prieteni. 11 minute de opening și încă nu vine Supergal. Bă, dar de nu mi-a picat mireasa lui Stumblestein de am înnebunit. Speciala! Bine, bă! Speciala, ole, ole, ola! Speciala, bine, fra! Nu știu ce am zis, fra, dar rima. Hai că era ceva. Să-mi dea două speciale, una după alta. Ai, ai, ai! Haide, măi! Mi l-o dai și pe barbașanul ăsta, samurai și super gal. Nu vrea! Îmi dă cavaleri și din ăștia. Dă-mi super gal. Nu, acum că mi-o dat speciala, cred că nu o să mai împice prea curând. Iau și o guriță de apă. Nimic, bă. Adică mi-o dat ninjalău, ceea ce e rău. Nu mai împică, mi-e super gal acum. Ok, avem o specială și o legendară. Punctele cât de cât s-au mai întors acasă. Hai, dăm și un free spin, că de ce nu? Cine știe cum iau 150 de gemuri așa la mocângeală. Hai, n-am luat niciodată ceva foarte ca lumea de aici. Cum ar fi să-mi pice, bă, cum ar fi să-mi pice super gal de aici? Wow, cât de tare ar fi. Asta chiar ar fi tare. Bun, mi-ai dat nimic, mersi. Hai, ultimul free spin, te rog din suflet să fie super gal. Să-mi pice legendară din free spin și să mai fie și noua legendară, asta deja e imposibil, trust me. E efectiv imposibil. Uite-l bă pe Stumblestein. Ok, am înțeles și cu free spin-urile. Păi atunci, dă-i să fie 6 spinuri cu numele Vlad Mircea Iftenie, Mister Impostorul și Mamaie Tataie. Cel mai tare nume din lume, Mamaie Tataie. Haide! Trebuie să vină acum Supergal, simt asta. În astea 6 spinuri, 5 rămase, vine Supergal. Raton la pușcărie, hai. Supergal. Sau speciala, nu strica. Supergal. Nu, bă, am crezut că păstrez un moment de reculegere, să nu se sperie. Un moment de liniște. Ia, ia! Ai, ce bine era, mă. Ce towel, ce bait-uri îmi dă, nu pot să cred, bă. Hai, lasă-mi-l pe Stumblestein, că nu-l vreau, vreau. Vreau eu, mai ziceam eu ce voiam. Ok, ia uite-o, Supergal, dă-i. Gata, mă, dacă era acolo în imagine, vă zic eu, ăsta e secretul, îți vine sigur, îți pică în spinurile pe care le dai. Hai, că ăsta e secretul dacă e, dar totuși am încredere, am norocul scris în frunte. Ia. Și Supergal. Ok, arată destul de ciudat Supergal. Iar îmi pică doar rechini. Care e chestia cu rechinii? De pică atât de des. Ai, băi, Supergalule. E, îmi pică mie recele. Eu înțeleg că barbașanii sunt reci. Adică regi. Dar trotuși. Ai, bă, lasă-ne cu contese, cu mirese, cu... Nu, de ce? Uite-te cât de tare e skin-ul. Hai, bă, Daniel. Faci mișto. Era atât de aproape. A fost cel mai aproape spin de până acum. Nu mi-o mai dat pasta. Wow, mi-a dat-o de două ori.
fiți atenți, de două ori contesa asta, încă o dată vampirița ce-o fi ea, înnebunesc. 9 spinuri cu numele Dana Sabău, Darius Roblox și Dario Savu. Voi trei și împreună cu toți barbașanii care se uită acum, dați like, pentru că asta îmi va oferi puterea de a-mi pica Supergal. Trust me. Aveți încredere în mine în chestia asta, ok? Putem. Hai, nu ne pasă cu pica legendară. Mai îmi pică una în cele 9 spinuri și este Supergal. Hai, te rog. Te rog, te rog. Am încredere în puterea barbășănească. Specheala? E, beleaua. Hai. Puterea nocivănească și barbașanească. Invoc toate puterile barbașanești și nocivănești să-mi pice... să-mi pice fața. Ai, bă, te rog. Da, te rog eu. Nu mai vreau recele, vreau super galbu. Haide, nu pot să cred, deci dacă-mi pica iar super gai, spărgeam monitorul. O luat 7 spinuri cu numele Ioana, Iza Maria și Gamerash Red. Te rog, vă rog, oferiți-mi puterea. Yeti, hai, te rog, te rog, te rog. Super galu! Nimic. Mă, da, am ceva noroc la rechini. Ceva se întâmplă. Ia vezi? Rechin și ninjală-i. Păi de nu mi-a picat, de m-am plictisit. Hai măi, te rog, nu mai îmi da mireasa. De câte ori mi-a picat mireasa? De 4 ori până acum pe episod? În 16 minute mi-a picat de 4 ori. Și asta, Doamne, nu mai sunt alte skin-uri, prieteni, credeți-mă. Sunt 200 și ceva de skin-uri în Stumble Guys, dar nu mai sunt altele decât recele. Bă, exact aceleași îmi pică non-stop. Wow. Șocant. Ok, știi ce? 10 fără niciun cod secret, mă. Că prea s-o obișnuit Stumble Guys-ul ăsta cu coduri secrete. Gata. N-avem niciun cod secret. Doar sperăm. Ia, ia. E, beleaua. Bă, dar nu vrea, mă. Să-mi dea așa mai multe speciale, să am vreo 5 speciale în 20 de minute. Cât de tare ar fi. Hai. E totul calculat, mă, să nu te poți îmbogăți. E, îmbogăți, că oricum îți niște puncte într-un joc, nu-i ca și cum poți să scoți banii sau ceva. Adică ei n-au ce pierde. Hai. Supergal. Da. Ați văzut că de când a fost super aproape să-mi o dea, nici nu mi-o mai prea arată măcar? Adică, come on. Îs curios cât deschidem să ne pice. Yo, hai, bă, dar de ce face mișto? Mă, nu mai vreau așa. Vreau să-mi pice odată super galu. Nu yeti, nu scheleți. Super gal, te rog, haide. Doamne, bă, zici că a avut magnet pe... pe mireasa lui Stumblestein. Nu vi se pare că pică foarte multe skin-uri cu tematică de Halloween în perioada asta? Adică scheleți, vampiri, contese, Stumblestein, tot felul de din ăștia. Da. Codul secret este David Bucur, Adina Ionela. Hai. Vă rog, aduceți-mi puterea barbășănească și puterea nocivănească. Vine și Crăciunul, aparent. Haide, măi. Haide, 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 haide. E, beleaua cu rechinii tăi cu tot. Când fac aici acvariu de rechini. Haide. No, ok. E mai bine vulpea că e epică. Și nu ni se duce șansa de legendară. Și... pe bune. Banana nanasu. Avem banana, nu mai vrem. Oh my god, no way, man, no way, no freaking way, come on. Bă, ce baituri, mă doare capul, bă, puteam să jur că o să o primesc acolo. Doamne, ce baituri urâte. Nu pot să-mi imaginez că își bate joc în halul ăsta de mine. Stumble guys-ul ăsta în care am băgat atâția bani. Mi-am băgat averia aici. Ok, știi ce, mă duc la un alt clip. Ia să vedem, turneu ciudat pe Stumble Guys, clipul ăsta pe Noșivanu. Silențioasa
Strike și Dragoș Nedoiu. Aduceți-mi, vă rog eu, norocul vostru barbășănesc. Ok. Let's go. Haide. Și Barbașania Land. Mă, ce? Era tare să-mi pice panda roșu când am zis asta. Hai că vreau să dau și un match 2-3-700 cu ea, te rog. Haide mă, că presim că o să rup topurile cu Super Gal. Mie sincer să fiu cu voi, e firare, chinul să-ți fie. Încă îmi place skin-ul de Super Guy. Și acum o să-mi placă foarte mult și skin-ul de Super Gal. Mi se pare tare, am mai jucat. Am jucat și la turneu cu Super Guy-ul. Ha bă, lasă rechinii, că te mușc. Te mușc eu, rechinule. Fac friptură din tine. Hai, te rog, te rog, te rog. Super Gal. Acum, pe ecranul nostru. Ok, arată destul de diferit Super Gal-ul. Wow, wow, wow. Ok, hai să vedem alte nume. Iulia, Izabela Mărcuț și Cristian 6-6. Oare să fie numărul nostru norocos 6-6? 21 de minute de opening și încă nu se arată Super Gal. Dar mă știți pe mine, nu voi renunța. Chiar dacă diavolul stătea în fața noastră, nu-mi este frică, măi. Super Gal va salva situația. Zici că e din fetițele Powerpuff, Super Gal-ul. Probabil n-ați prins nici desenele cu fetițele Powerpuff. Probabil n-ați prins nici Mucea Lucea. Dar poate totuși unul, doi dintre voi ați prins și v-aș ruga să-mi scrieți în comentarii dacă ați văzut desenele astea vreodată pe vreundeva. Chiar de curând m-am uitat la Viața cu lui, m-am uitat împreună cu Lavinia la tot desenul, cap-coadă. Băi, prea tare, vă recomand, căutați Viața cu lui. Niște desene incredibile, dacă tot vorbim despre desene. Ba, atât de amuzante și având în vedere acum cât timp au fost făcute, prea tare. Efectiv, prea tare desene. Ia, ia, ia! No, că a dispărut. Ai, bă, vreau să reapară. E, beleaua. Ok, Rafael 33, Bucur Marian, hopa, ia vezi, și Ioana Negruța. Hai! Te rog, Super Galu! Hai că vine dacă e... Super Galu, Super Galu! Nu vrea, mă, nu vrea. Nici dacă-i cânt. Știi ce? Nu mai vreau Super Gal. Deci nu vreau să-mi pice acum Super Gal. O ascultat. Bă, dar nu vreau nici acum. Deci nu vreau să-mi pice Super Gal sub nicio formă. Urăsc skin-ul ăla. Nu vreau să-l văd în fața ochilor. Deci dacă îmi pică Super Gal acum... Dau dislike la propriul meu episod. Ai, ai, ai. Dacă îmi pică Super Gal acum, șterg Stumble Guys-ul. Ok. Dacă acum îmi pică Super Gal, mă las de Stumble Guys. Nu mai joc în viața mea. Okay. Mă las de YouTube dacă pică Super Gal. Ok. Nu mai pot... Ai, că da. Am vrut să zic că nu mai pot să zic un episod. Dacă îmi pic acum Super Gal, nu mai postez acest episod. Ce, mă? Stai că îmi pică specială, what? Dacă îmi pică Super Gal, mă las de Stumble Guys. No. Dacă îmi pică acum Super Gal, promit că mă las de Stumble Guys. Nu mai joc niciodată. Okay. Dacă acum pică Super Gal, donez 1000 de euro. Dacă îmi pic acum Super Gal, șterg Stumble Guys. Ok. Doar când o să pice, vă dați seama că trebuie să fac chestia aia, nu? Wow. Ok. Dacă îmi pică Super Gal, fac un live săptămâna asta. Ok. Dacă îmi pică Super Gal, îi dau dislike Luțanu. Doamne ferește. Bine că nu a picat. Dacă pică... Hai că da. Ah, m-a picat o special acolo. Ok. Dacă pică Super Gal, îmi dați like. Ok. Dacă pică Super Gal, îmi dați subscribe. Ok. Dacă pică Super Gal, postez 10 episoade astăzi.
Doamne ferește. Bă, ce? Dacă îmi pică Supergal, filmez cu iSilent. Ok. Dacă îmi pică Supergal, câștig următorul turneu la care joc. Ok. Dacă îmi pică Supergal, primiți și voi la Free Spin o legendară. Ok. Dacă îmi pică Supergal, primiți 150 de gemuri la Free Spin. Dacă îmi pică Supergal, mă las de YouTube. Bă, gata, mă, că nu mai pot. Dă om colo de viață tristă. Mă, nu mai pică, bă, nu mai pot. Pică-mă odată. Vreau să pice Supergal, ce nu înțelegi? Aoleo, bă, eu cred că rămân fără Stumble Tokens și tot nu-mi pică, mă. Mă, glumești. Glumești cu mine, am început cu 9000 și ceva de Stumble Tokens. Câte spinuri am dat, vă rog, aproximativ, spuneți-mi. Am dat 200 de spinuri deja. Te rog din sufletul meu de panda roșu, a.k.a. Raion la pușcărie, să pice Supergal acum. Bă, te rog frumos, jocule, am băgat atâția bani în jocul ăsta, îl urăsc. Dă-mi, te rog, Supergal. Dacă pică Supergal, toată lumea care se uită acum dă like. Ok, era bună și specială. Nu mai pică niciodată Supergal, bă. E, beleaua. Mă las de Stumble, guys, dacă îmi pică Supergal. Am vorbit într-un din ăsta, măi, prosop de bucătărie. Vreau să pice Supergal, tararara. Să-mi pice Supergal. Vreau să pice Supergal, tararararara. Vreau să pice Supergal. Bă, pică speciala. Let's go. Vreau să pice Supergal, tararararara. Ok, e bună și speciala. Oh my god, îmi recuperez punctele cât de cât. Vreau să pice Supergal, tararararara. Am înnebunit. Ba, așa fac eu după un opening de 20 și ceva de minute. O iau razna. Efectiv o iau razna. Ajungem imediat în jumătate de oră de opening și mie nu-mi dă un amărât de skin. Nu-i chiar amărât că e genial, arată foarte fain, chiar îl vreau. Numit Supergal. Dacă ați uitat cumva. Te rog din suflet, dă-mi noul skin. Te provoc. Să-mi dai nou skin. De ce-s două de ele la fel, că nebunez, văd dublu? Dă, bă, skin-ul nou. Supergal acum. No, Stumblestein. No. Nu mai vreau Stumblestein, vreau Supergal. Doamne, mi-a dat 3 speciale până acum și nu mi-a dat un amărât de legendar, bă. Dă-mi Supergalul, te rog. Vai de capul meu, că mă doare capul, bă. Wow. Te rog din sufletul meu de panda roșu, cu puterea barbășănească, cu puterea nocivănească, în primul spin, din cele 10 spinuri, să pice Supergal. Te provoc. Hai că da, dar era o specială aproape. Măi, măcar în cele 10 spinuri dă-mi odată Supergalul. Doamne, că o să sparg monitorul când îmi pică. Ha, mă, te rog, dă-mi odată skinul ăla, te rog eu frumos. Te rog eu din sufletul meu de pandalin roșu. Te rog, te rog, dă-l odată. No way, man. Promit că o să iubesc jocul ăsta dacă îmi dai Supergal, promit. Deci o să laud jocul. Când o să intru prin hartă la bloc, deci că-mi sare unul în cap, nu o să mă mai enervez, promit. Doar dă-mi acum, dacă nu mă enervez. Deci dacă acum nu-mi dai Supergal, o să regreți. Mamă. Blesteme pe Iornitoringu. Deci dacă nu-mi dai Supergalul acum, ce să-mi dai cu trecut? Băi, vă rog eu frumos, dați acolo un like și lăsați un comentariu pozitiv, sau nu neapărat pozitiv, un comentariu acolo și am. Bine, fără înjurături. Vă rog eu, ca să-mi dați putere. Pentru că doar prin puterea voastră mai pot să iau Supergalul ăsta.
Ok, fiți atenți. Acum, toată lumea care n-a dat like, dă acum like. Aveți încredere. Credeți-mă. Deci, nu vă cer de chestia asta, dar neapărat acum dați. Adică cer, dar nu cer neapărat. Ați înțeles ideea? Bun. Și un subscribe. Lăsați și un comentariu acolo cu ce vreți voi. Deja e trio-ul complet. Vă zic eu că de aici pică. Deci, dacă nu pică de aici, vă scoateți like-ul. Fiți atenți. Atâta încredere am. Dar dați-l. Dați-l toți, ok? Vă zic eu că pică de aici. Sunt 100% sigur. Ba, am zis-o. Fiți atenți. Din astea 10 spinuri, pică super gal. Pentru că eu prevăd viitorul. Ok? Bun. O să ne lase să ne speriem că cică nu pică, dar noi știm cu toții că o să pice. Chill. Stați chill, nu vă speriați pentru că va pica, chiar dacă o da legendară. Îmi dă încă o legendară care e super galul, credeți-mă. Aveți încredere în mine. În spinul ăsta pică super gal. E atât de simplu. Aul. Mai țineți minte când am zis că vă scoateți like-ul? Am glumit și eu, prieteni. A, mă, că suntem prieteni, suntem barbașani, suntem o familie aici. Suntem toți panda roșii. Da, am glumit și eu cu like-ul ăla pe care îl scoate. Știți ce? Voiam să zic că din ăstea 10 pică, da? Am glumit, dragi prieteni. Nu trebuie să vă scoateți like-ul. Nu-l scoateți, vă rog, eu că plâng. Oh my god. Bă, nici cu încredere din aia de plină. Cu încredere orbească, cum s-ar spune. Nu-mi dă, bă. Păi eu ce să fac? Păi vina mea. Păi eu am avut încredere de plină, pe bune. Am riscat licheul. Băi, licheul sfânt l-am riscat și tot nu mi-o dat. Înseamnă că nu vreau, mă, frate. E o mânărie la mijloc. Eu... ăștia, dușmanii mei vor să nu-mi dați voi like. Credeți-mă că știu eu. Deci ce conspirații scotem acum pe gură. Se vede că am înnebunit. Asta se întâmplă după 30 de minute de opening, v-am zis. Pe mine când mă vedeți că deschid 30 de minute în continuu și nu-mi pică, să înțelegeți că o voi lua razna. Zic orice, nu știu. Aici e divertismentul ăla, blană. Să mă ascultați pe mine după 30 de minute de opening. Că o iau razna, bă, nu mai pot. Dă-mi, te rog, super halu, te rog. Știi ce e și mai funny? Că voi, sau eu, de ce nu... Stai să mai citim niște nume și vă zic imediat. Alexandra Epuraș, Daniel Munteanu și Luca Costache. Deci partea funny e că apar shorturi cu mine în care zici că-s nebun. Uite, mai și dau pum la microfon. Că fac toate alea, fac toate alea, știi? Dar nu înțeleg nici măcar eu că uit că asta se întâmplă după 30 de minute de chin. Bă, când văd 30 de minute roata asta, bă, o iau pe câmpii, încep să tremur, încep să mă dau cu capul de monitoare, să o iau razna, știi? Și e tare că-i scoasă din context și e mai funny. Ai impresia că am luat o razna complet. Dar dacă te-ai uitat cu mine 33 de minute, că sunt abonați care se uită, ai înțelege, frate. Crede-mă, dacă tu ai dat skip până aici, tu n-ai cum să înțelegi. Pentru că acum pică super gal. Gen, nu acum, în următorul spin. Și tu ai dat skip... Ai, că da. În spinul ăsta, vezi? Dau unul și pică. Tu ai dat skip aici să vezi numai. Păi uite-te, frate, la tot clipul, să vezi că nebunești. Înnebunești cu noi, o iei razna. Bine, nu o pica, dar ai înțeles ideea. Ce să mai zic acum? Doamne, iartă-mă, dă bă odată skin-ul, bă, că nu mai putem. Luca Ciornei, adune noroc, te rugăm, Luca. Luca, tu ești scăparea. Tu poți pune capăt acestei nebunii numite opening pentru Supergal. Doar tu poți să ne mai salvezi, Luca. Luca. Luca Ciornei, mai exact. Tu ești speranța, măi, Luca, măi. Adune Supergalu. Adune eroina. Eroina trebuie să apară în 3, 2, 1... Supergal în scenă. Aoleu. Ok, așa arată Supergal după ce își pune o mască de Halloween, naiba, nu știu.
Aoleu, că nu mai pot, nu mai pot. Am consumat 3000 Stumble Tokens, 50 de euro. 50 de euro din ofertă, că dacă cumperi așa pe lângă... Bă, dai insane! Uite-o că nu mi-o dă! E insane, frate, cum nu pică? Câți bani mai vrea jocul ăsta, bă? Și acum o să fie abonați care o să-mi scrie. Bine, unii poate chiar au pățit așa, dar alții o să mintă. Până Civane, mie mi-a picat super gol din Frispin. Mi-am dat și eu un epic orbiter, mi-a picat super gol. Doamne, iartă-mă. Nu mai pot, bă. Doamne, doamne, că îmi smulg părul din cap. Mă facem o oră de opening și tot nu ne pică. Deci eu dacă consum toate punctele astea și nu-mi pică. Bă, dar dă o dată că îmi dau cu șervețelele în cap. Nu mai pot. Nici Draion nu mă mai ascultă. Trebuie să beau niște apă că m-am deshidratat. Barbașania. Doamne, nu vreau alte legendare, te rog. Barbașania. Barbașanie. Nu. Ok. Trebuie să ne revenim. Pentru că transmitem energie negativă jocului și jocul își bate joc de noi. Acest joc, Stumble Guys, este minunat. Iubesc acest joc, n-are buguri, poți să te antrenezi pe hărți când vrei tu, dacă ești om cinstit și nu folosești hack-uri, ai de câștigat. Nu, de fapt, totul e o minciună. Tot ce am zis e exact invers. Rau, o locă turmez. Joc stupid. Dă-mi odată super galul ăla că-l merit. Dă-l odată, nu înțelegi. Hai mă, vreau skin-ul ăla, te rog, m-ai lăsat fără 4 skin-uri pe care le-am cumpărat, jocule. Nu mi le dai înapoi, îți bați joc de mine, am băgat 2000 de lei în jocul ăsta, te rog, dă-mi odată supergalul ăla, ce să mai fac, înnebunez. Supergal, acum. Mă, da, chiar am greșit cu ceva în această lume a Stumblestein Guys-ului? Pe bune. Adică, frate, dă-mi odată skin-ul ăla amărât că e un skin până la urma urmei. Mă faci să nu-l mai vreau, naiba. Îmi dă banana. Bă, mi l-ai mai dat și pe samuraiul ăsta. Mi-ai dat și cosmonauți, și urși, și costumați de ăștia, pe roșu, pe galben, pe ce am vrut eu. De fapt, pe ce n-am vrut eu. Dă-mi și supergalul ăla. E atât de greu, bă, frate, bă. Măi, eu deja încep să cred că e o făcătură, măi. Măi, câte spinuri am dat, mă, frate? Sute de spinuri? Și nu-mi pică? Doamne, iartă-mă, își păzește, mă. Băi, ireal, bă. Am și eu o viață de câine. De panda roșu. De ce e fi eu? Că nici eu. Mi-am pierdut personalitatea, frate. Nu mai știu ce sunt. Nu mai știu de unde vin la ora asta. Pierdut buletin, nu mai știu cine... Nu, nu. Nu știu de unde vin, nu mai știu nici piesa. Îmi pare rău, măi, Smilei, că ți-am uitat versurile. Se spune Smiley, Nocivane. Nu te încolo de noob. Aolo. Nici nu mă mai bucur la speciale, lasă-mă cu specialele tale. 4 speciale deja. Wow. Dar țineți minte când am zis, bă, cum ar fi să-mi pice 5 speciale? Am 4 deja. Stați chill. Deci mai degrabă făceam opening pentru speciale. Voi realizați chestia asta? Și știți de ce? Pentru că specialele sunt doar 4. Și când îți pică o specială, sunt șanse de practic 25% să-ți pice speciala pe care ți-o dorești. Dar legendare sunt 10. Deci mie până îmi pic o legendară, durează o grămadă. Ape până mai ieși și super gal, durează o eternitate. Wow. Vreau și eu super galul, te rog.
Am opening de 40 de minute. Dă-mi odată skin-ul ăla, te rog. Ok, știi ce? Numărul meu norocos este 6. Abonatul meu norocos este Ionel Gospodaru. Și acum o să împice și Super Galu, ok? Poate fi mai simplu de atât? Nu cred că poate fi mai simplu de atât. Gen, come on, îmi dai mumie? Mă duc în Egipt dacă vreau să văd mumii. Eu vreau să văd supereroi. Da, astronauți, normal. Când vine să mă duc și eu pe Marte, la cât de mult am înnebunit. Mai dăm 7 astronauți și 7 rechini. Nu-mi da Super Gal, că nu-mi trebuie. Nu mă chinui eu de 7 milioane de ani. Mai exact 40 de minute să prind un amărât de legendar skin, legendară ce-o fi. No, în regulă. Ah. Luca, Gabriel, Ene, Mihăiță 700, Cristina Curelar, Florin Blaje, Patrick YouTube, Simona Bente, Florin Plută. O să citesc nume de abonați, că e mai distractiv. Pro Gaming Infinite, Antonio, Rodavid Top, Carla Bonis, Avram Maria, David Bucur, Vali Sătăedi, Tudor Ștefan, Deni Denisa, Not Daniel, Maița Marius. Cum ar fi să citesc nume, să nu fiu atent, că citesc de pe un telefon și să-mi pice skin-ul. Și o să mai tot deschid așa încă o oră, dar skin-ul mie să-mi fi picat. Și după când îmi pică iar să fie duplicate. Sau acum când îmi pică să fie duplicate. Să-mi fi picat în minutul 1, dar eu să nu fi fost atent. Doamne, ăsta ar fi un coșmar. Ăsta ar fi un coșmar, efectiv. Doamne, că-s numai contese de-astea. Dă-mă Super Galul odată că-l merit. Îmi dă mumia de 2 ori într-un minut, dar nu-mi dă Super Galul. Mă, voi glumiți cu mine? Mă, eu deja mă uit să văd dacă am skin-ul. Nu-l am. Wow. E chiar fain skin-ul, trebuie să recunosc. E mai fain decât Super Guy. Clar. Fără nicio glumă, chiar e mai fain. Deci eu până acum am deschis de vreo 3000 și ceva Stumble Tokens și dacă le-aș fi cumpărat de aici, ar fi costat vreo 150 de euro. Dacă aș fi luat, să zicem, oferta asta, da, într-adevăr, e 25 de euro, dar oferta asta e extrem de rară. Deci trebuie să calculăm la 50 de euro. Așa că am deschis până acum, iar dacă aș fi luat cu ofertă de 200 de lei, dacă nu, am deschis de 600 de lei dacă aș fi cumpărat de pe shop fără ofertă, știi? Dar nu mai pot, vă jur că văd în ceață deja, bă. Bă, dar nici măcar nu glumesc, văd în ceață. Mi-e rău. Mi-e efectiv rău. Trebuie să mă pun să dorm după episodul ăsta. Voi îl veți vedea tot astăzi pe data de 31-a 10-a, adică luni. Bă, eu până acum aș fi pus clipul. Bă, cum? O trecut de 2 ori și nu... Doamne, iartă-mă, băi, dar nu. Oh my god, cum să treacă de 2 ori când aproape-i de finish, gen unde-mi dă skin-ul? No, păi dar nu mi-l mai dă acum, nici nu mi-l mai arată 3 ore. Nu mai știu ce ziceam înainte, dar în fine. Ok, cred că o să dorm. Eu filmez la ora, e ora 16 și 2 minute acum. A, mersi de specială, măcar atât. 5 speciale până acum. Tare. Da. Și am început să filmez pe la ora 15 și... Bă, dar du-te-mă și lasă-mă. Calmează-te, Nocivanule, că puterea barbașănească, nocivănească, se poate. Și cu un like. Păi dacă nici acum nu merit like la episodul ăsta. Eu cred că e de departe cel mai enervant episod. Bă, dar nu se poate să nu împice. Adică totuși gândiți-vă că eu în momentul ăsta cred că n-o să împice skin-ul. Poate peste 2 minute împică și o să fiu super bucuros, știi? Dar până una alta, în mintea mea, după sute și mii de Stumble Tokens date, după sute de spinuri, eu cred că nu o să mai împice, știi? Eu nu mai am încredere. El trebuie să pice la un moment dat. Cred. Dar eu nu știu asta.
și super nervos. Simt că îmi pușc o venă. Hai mă, te rog. Curmă această suferință. Mai citesc nume de abonați, că poate, poate. Poate asta e calea. Hai, dăm 9, na? Hai, 6. Cu numele Ionica Gabriela, Danton Mat și Raisa Show. Hai, pinguinule, fii și tu alături de mine. Băi, eu cred că îmi pun comandă de mâncare de ceva, că deja mi s-o fac... Ha, uite-o, bă. Mi s-o fac rău, jur. Ia să intrăm noi aici și... Doamne, iartă-mă, intru la comenzi și o să dau o comandă pe care am mai dat-o până acum, știi? Ok, așa vreau asta, bun. Eu pun comandă de mâncare, dacă vă întrebați. Ce fac eu? Bam, bam. Ok, vreau guacamole aici. Sper că o lăsat textul. Nu, nu o lăsat. Scriu, aș dori guacamole. Ia, vezi că mi-a picat legendară. Ok, codul secret este guacamole. Ia, ia, pica panda roșu. Bun, ok, bam, pun și eu aici și ia o comandă. Actualizează. Bă, s-a scumpit ăsta, cum s-a scumpit? Băi, nu costă. Mamă, l-a făcut 31 de lei, bă, înainte era... Doamne, și-o bătut joc, era 25 de lei înainte. Totul se scumpește în lumea asta, mă. Skin-uri nu-mi dă, mâncarea e mai scumpă. Mi-au și eu o salată cu tofu, fiți atenți. Deci are tofu prăjit în sos... Hai că da. În sos sweet chili, sushi orez, sos tohatoso alioli, nu știu ce e aia. Avocado, dar eu vreau guacamole. Guacamole fiind o pastă de avocado. Mai pune un pic de ulei, un pic de nebunii pe acolo. Ulei de măsline, bineînțeles. Ulei de măsline. Și cu porumb, cu ceapă roșie, cu ridiche, cu susan. Da, e genial. Mă, și înainte... Jur că costa 25 de lei, acum costă 31 de lei. Hai, aveți, bă. Bifasii mei ceva, e 29 de lei. Ba, cred că atât a costat până la urma urmei. Bun, cred că nu s-a scumpit cu nimic, dar am luat eu razna. Și punem noi așa frumos. Bun, 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 bun. Așa, all is good in the hood. Dar nu mai îmi dă și skin-ul. Bă, e real, bă. Cred că o să creadă abonații că e live ăsta. Poate mi-a picat, dar nu am fost atent. Bun. Hai că i-am dat. Dă-mă skin-ul! Dă-mă skin-ul că nu mai poți! Nu mai poți, doamne! Dă-mă skin-ul! Super galu, te rog! Oh my god! E ilegal ce se întâmplă aici, eu vă jur. Îmi pică stumble shine! Dar nu-mi pică super galu. 8 cu codul secret. Nu mai pot să dau. Mai nu mai pot apăsa cu degetul. Dragoș Catrinescu, Timoc Marisi, Leul și Victor Grigoriev. Hai, te rog frumos, te rog, te rog. Te rog, dăm super galu. Wow, e cel mai nebun opening. Efectiv, e cel mai nebun opening din lume. Voi ați mai văzut pe cineva să-și dea toți bani? Bă, 10.000 de stumble tokens cred că o să le dau. Care înseamnă cât? Dacă le iei cu oferte, înseamnă 600 de lei. Dacă cumperi tu punctele, câte 1300 de puncte cu 50 de euro, costă 1800 de lei, 18 meleoane vechi, cum ar veni. Doamne, iartă-mă. Ia uite-o, bă, pe super gal, bă, dar face mișto, mă, deja, jur. Nu mi-a picat cumva și n-am văzut eu? No. Ok, știi ce? O să dau un singur de ăsta, bam, și pică super gal. Gata, mă, gata, mă, gata, am zis. Pică super gal, am zis. Hai, mă, cu super galul. Easy. Yes, mă, bine, mă. Mi-a picat super gal, hai, că mi-a picat dacă e. Acum cineva care... Că poate sunt abonați care ascultă și nu se și uită la clip neapărat tot timpul. Și au zis, băi, eu picat în sfârșit, doamne. Nu, nu, mi-a picat. Wow, cred că a trecut de 10 ori super galul. Bine, 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 stop, 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 no! Nu, nu, nu.
Doamne, doamne, cu ce ți-am greșit? Zeu al Stumble Guys-ului, cu ce ți-am greșit? Cu ce ți-am greșit? Efectiv, spune-mi, te rog frumos. Deci, nu merit, efectiv, vă jur, nu merit să-și bată joc în halul ăsta de mine. Efectiv, bă, nu. Nu, 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 uite-te și tu. Wow. Nu cred că am fost, dar nu, sunt sigur, n-am fost în viața mea mai nervos de atât în jocul ăsta. Eu nu pot să cred că tocmai s-a întâmplat asta. Uite cum trece frumos Supergalul, du-te liniștită. Da, du-te liniștită, da. Mai dau așa câte unul că poate se mai schimbă câte ceva. Bă, dar nu pot să cred, mă. Efectiv nu pot să cred. Efectiv, nu, dar nu mai am cuvinte. Îți jur că nu mai am cuvinte, frate. M-a luat o durere de cap, cred că o să leșin. Cred că o să leșin, efectiv. 51 de minute de opening. Hai să facem o schemă, deschidem 1, 2, 3, 4 și tot așa. Hai să vedem, 2 reci. O să mă pun să dorm după episodul ăsta, vă zic cât se poate de sincer. Hai, te rog, te rog, bine mă, Supergalu, bine mă, frate, în sfârșit. Doamne, deschide 51 de minute, am deschis 500 de epic skin or better de ăsta și nu mai pot, doamne, îți mulțumesc. A venit în viața mea, Supergalu, Supergal. Hai să dăm un match, doamne, îți mulțumesc. Ireal, bă, începeam să plâng, începeam să fac, nu știu, crize, să... Da, vă jur că am transpirat, s-au făcut 26 de grade în cameră. Când am început episodul, erau 22 de grade. Placa video, clar, crește gradele de rupe în cameră, dar, pe lângă asta, bine, camera e și micuță. Cred că din cauza că am țipat în ultimul hal, cred că... Eu sunt transpirat acum, vă jur. Deci... Corpul meu crede că am făcut sală 3 ore în momentul ăsta și că am alergat 2 ore pe bandă. Bă, lasă-o, ia uite, mă, ce frumoasă îi mâncai gurița ei de Supergal. Nu mai are nimeni skin-ul ăsta în viața asta, nimeni. Trust me. Doamne, cât de frumos e skin-ul, bă. Băi, prea frumos, bă. Prea frumos, efectiv. Du-te încolo, lasă-mă. Fii atent, schema, schema cu Supergalul. Ebeleaua, bine Supergalul. Yay! Du-te încolo de schelet. Frumos, o calificare ca la carte. Bine, m-am lovit un pic acolo la început, dar se mai întâmplă. Ce să faci? După 50 de minute de stres. Wow. Mă, da, totuși mi-a picat. Hai să fim bucuroși, gata, nu mai contează. Ce a fost, a fost, mi-a picat și tot ce contează. Vai de capul meu. Da, am o durere. Mă doare fruntea super tare. Și la tâmple așa gen. Și în spatele capului. Insane. Wow. Ce frumos m-am dus acolo. Ce frumos. Yay! La fix, mă. Despre asta vorbesc. Supergal este prima. A fost noob. Number one. Doamne. Body block-ul ăla blană. Ireal. Nu! Doamne, ce-o pățeam acum. Mă, ce? Da, nu că... Doamne, iartă-mă. Nu că mi-am bătut joc de meciul ăsta, vă jur. Vă jur că mi-am bătut joc. No! Da, nu mai trec. Voi ați văzut ceva mai...
Insane. Doamne, cât ghinion am putut să am. Cred că n-am avut în viața mea pe floor flip un ghinion mai mare. Oricum, harta aia e prea bătaie de joc de multe ori. Am și vrut eu să mă tot duc pe burtă, că dacă mă duceam chill, lejer, nu pățeam nimic. Hai să jucăm noi frumos, să vedem, poate luăm o coroană cu Super Gal. Ăsta e și ultimul meci, dacă îl pierd acum, nu mai pot, mă duc să dorm. Dar o să dau tot ce pot, prieteni, vă promit, după 50 de minute de chin, bineînțeles. Ok. Bum, și pa-și pa, Pandalino! Yay, sunt primul! Yay! Ok, frumos trecem pe aici, fără mari probleme. Ne ducem după bam și după bam, yay! Primul calificat. Mă, dacă era finala pe Cannon Climb, eram boss. Bun, 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 o calificare frumoasă. Am și avut un pic de noroc, că mi-a dat ciocănoiul ăla la început un hit de m-a aruncat bine de data asta. Da, deci în Stumble Guys ține de multe ori și de noroc. Că, man, îți iei un hit, nu știu unde te aruncă. Adică poți estima și poți să-ți iei hit-uri intenționat, să te arunce unde ai vrea, dar totodată te poate arunca greșit. Deci ține și de noroc foarte mult. Bun, hai să vedem. Bombardamentul. Mamă, când îi dau un super pumn unuia, ia să vedem, este vreun super guy pe aici? Nu, dar e Stumblestein. Mă duc după el. Stumblesteinul ăla e al meu. Stumblestein! Opa, i-am dat la polițist. Și-o fac cum, mă? Cum o scăpat acolo? E unde, mă, Stumblestein? A, uite-l. Ebeleaua, i-am dat pumnul. Bine, bine, acolo. S-o spăriet un pic. Omn în sfeclă ce-ți iei. Ah! Ah, ce aproape. Bă, beleaua internațională. Ce ție nu-ți place, altuia nu face. Doamne. Ce fac, mă, ăștia? S-au pus pe mine, s-au gândit ei că-s șmecheri, a? Domnule polițist. Ia vezi pe ei mei. Yay! Ia, bă, cum a scăpat el, bă. Ebeleaua. Ah, că am vrut să mai dau un super punch dacă puteam. Bun, și avem una bucată finales. Și îmi place să mă bat cu ei, să te dau pum, să toate alea. Îmi place rău, rău de tărt. Ok, bun, 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 bun. Suntem pe... Ia să dăm o finală pe bloc, deci. Te rog. Nu bot bash, te rog. Ah, ok, over and under. Deși, sincer să fiu cu voi, mă încurc un pic pe harta asta, dar na. Ok. 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 Nu pot să cred, mă. Bă, ce oameni. Wow. Ce urât. E, ce-am făcut? M-am vrut să dau alunecarea, doamne. Păi gata, e win pentru ei. Easy win pentru Barbașanu. Da, n-am mai putut oricum. Noi... harta asta e complicată. De la un singur picior m-am dus. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați de like-ul la blană. Sper că v-a plăcut și sper că... nu știu. Sper că v-ați distrat. Că mie deja mi se zbate ochiul de nervi. Noi ne vedem în episodul următor, toate cele bune, vă salută, Super Galuș, pa-și pa, like!